garantez că nu o să fac o zi de pușcărie. Asta a spus Marie Iorgulescu în urmă cu ani de zile, atunci când s-a întâmplat tragicul eveniment. Mădălin Pribu, te afli lângă Patricia, soția victimei. Chiar sunt curios cum a recepționat modificarea statutului procesului, faptul că se va rejudeca dintr-o altă perspectivă juridică, dacă a primit până acum banii despre care tot vorbește presa, cum sunt copiii, cum au crescut fără tată, în ce situație se află. Bună ziua, așteptăm detalii. Bună ziua, salut Mădălină. Da, într-adevăr, situația tragică de acum 5 ani, când soțul Patriciei mele, cum îl spune cam pe toate rețelele de socializare, a fost făcut absolut praf de către Mario Iorgulescu, nimeni altul decât băiatul lui Gine Iorgulescu, președintele FRF, scăpat de condamnarea de omor. Da, mai greu cu fotbalul. El a scăpat, Mario, spuneam că a scăpat de acea condamnare de 13 ani și 8 luni pentru omor în Alta Curte de Casație și Justiție, trimițând din nou procesul la Curtea de Apel București pentru judecarea lui la regimul infracțional care este pe șosele în caz de accident, și anume ucidere din culpă, adică din greșeală. Trebuie să reamintim faptul că Mario Iorgulescu, în momentul producerii tragediei, avea o alcoolemie de aproape 2 la mie, plus că era drogat. În afară de aceasta, mergea noaptea cu o viteză de peste 160 de km pe oră, viteză combinată cu cea a lui Dani, soțul Patriciei. Vă dați seama, a dus undeva la o viteză combinată, spuneam, de vreo 250 de km pe oră, impact la care nu poate rezista nimeni. Conform informațiilor pe care le avem la această oră, procesul se va redeschide, cum am spus, la Curtea de Apel București, cam în aproximativ o lună. Repet, au trecut 5 ani, Patricia Melec este acum lângă mine. Să rămână. Cum au fost acești 5 ani? Bună ziua, Patricia. Nu am cum să explic. Bună ziua. Nu am cum să vă spun în două cuvinte cum au fost ăștia 5 ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt bine, eu sunt un om foarte puternic, care, datorită familiei mele, eu în momentul de față știu ce am de făcut cu viața mea. Dar subiectul meu și de ce am intrat eu cu dumneavoastră nu este să-mi plâng de milă sau să par victima cuiva. Eu am intrat în direct și voi face tot ce-mi stă în putință să aduc la cunoștință populații întregi din România și din întregii lumi ce se poate face la noi în țara România. Cum pot să consider că este omor din culpă dacă acest om era drogat, era beat, avea 160 la oră, a trecut pe roșu? Păi pot să mai consider că este un accident din culpă? După 5 ani de zile m-au târât în toate tribunalele, m-am dus unde a fost nevoie, am făcut tot ce mi-a stat în putință. De fiecare dată mi se dădea dreptate, se dădeau verdictele corect. Și la final, o mega surpriză, s-a întors totul, s-a întors lumea cu curul în sus, să mă iertați că vorbesc așa? Adică nu mai există aici legea pentru cine există? Nu e pentru toată lumea? Cum pot să consider că este un omor din culpă? Când era beat, drogat, asta înseamnă că toată lumea, putem să facem același lucru, nu? Da, întrebările sunt legitime. Întrebările sunt legitime, da, și noi vom întoarce la voi. Normal. Însă după o scurtă pauză de publicitate, este într-adevăr o poveste care a șocat opinia publică și care are multiple laturi, unghiuri din care poate... Doamnelor și domnilor, ne întoarcem la soția victimei accidentului produs de Mario Iorgulescu, fiul faimosului Gine Iorgulescu, în urmă cu 5 ani, indignată după ce, practic, încadrarea autorului accidentului ar fi fost schimbată. Apărarea, din ce mă uit aici, a concluzionat că accidentul s-a produs pentru că șoferul a evaluat eronat faptul că putea evita coliziunea cu mașina care circula din sens opus. Bine, nu mai știu ce putea evalua Mario Iorgulescu în acel moment, pentru că avea alcoolemie extrem de ridicată și era și, spun, influența altor substanțe. De asemenea, avocații au mai susținut că în situații similare instanțele au reținut infracțiunea de ucidere din culpă. Și motivarea în altei curți a fost aceasta: omorul e o acțiune, accidentul un eveniment. Mădălin Pribu, revin la voi. O auzisem pe Patricia spunând lucruri foarte tranșante, întrebându-se cum e posibil ca un om care avea alcoolemie de 2 la 1000 sau
care era drogat și care a trecut pe roșu să poată fi considerat poate fi încadrat la categoria omor din culpă. Hai să continuăm discuția. Într-adevăr, este, o înțeleg, îi înțeleg perfect reacția. Pe de altă parte, asta, da, este apărarea a susținut ceea ce am auzit și în alta curte, la fel. Este o ciudățenie. Dacă se întâmpla accidentul acum, cum a fost, de exemplu, în cazul lui Vlad Pascu, era, putea fi cercetat pentru omor. Pe vremea aceea nu era acea lege care te condamnă mult mai grav dacă ești drogat sau băut. Și atunci, probabil că de-aia, în alta curte de casație și justiție, a considerat că omorul este o acțiune voluntară, păcând ucirea din culpă este o greșeală, să-i spunem. În momentul, juriștii ei sunt împărțiți. În momentul în care te sui drogat și beat la volan, automat te folosești de mașină, spun unii juriști, pentru o faptă împotriva altuia. Indiferent că are loc o crimă, să-i spunem, dacă este omor, atunci putem vorbi de crimă, sau un accident fără victime. Bineînțeles, eu o înțeleg foarte, foarte bine pe Melec, și-a pierdut soțul. Cei doi copilași a ei acum nu își mai pot vedea tatăl, ceea ce normal pentru orice copil mic este, cel mic, este un cel fapt... Cel mic nici nu are cum să-și amintească. Inuman. Cel mic nu are cum să-și amintească. Exact, cel mic nici nu are cum. Cel mare, de unde și-a luat acest nume, Melec spuneai, chiar am întrebat-o pe Patricia, ca să-i spun acum să nu-i confundăm, am întrebat-o de unde provine acest nume Melec și mi-a răspuns că Patricia. Ce înseamnă Melec? Melec înseamnă înger. Melec înseamnă înger. Deci îngerașul ei nu-și poate vedea tatăl, dar acum haideți să revenim la cei 5 ani și Dumnezeu știe cât o să mai fie de acum încolo cu un alt proces. Acești 5 ani au trecut cum au trecut, cu greu. Te mai așteaptă de acum încolo alți ani. Aici trebuie să fii hotărâtă că așa va fi, nu se va face dreptate de azi pe mâine. Când mă gândesc că iar trebuie să o iau prin tribunale și să ascult fel și fel de avocați, cu fel și fel de aberații, mă ia cap. Când în sfârșit am crezut că gata, am scăpat de tribunal și să aud fel și fel de chestii, trebuie să o luăm de la cap. Nu e problemă, o luăm de la cap. Mergem în continuare, dar măcar să se facă dreptate, că până la urmă asta e important. Și oricare face legea în cazul ăsta, să se pună, în primul rând, să ne gândim că suntem oameni. Să se pună în locul meu, să se pună în locul la părinții soțului meu. Să vedem, mai reacționează așa, mai gândește așa, încât să poți să schimbi o încadrare. Patricia, ce înseamnă pentru tine să se facă dreptate? Crezi că banii... Da, asta e ideea. Crezi că banii familiei Iorgulescu au avut un impact asupra deciziei? 100%. Te mai întreb ceva. Eu n-aș... Soțul nu n-aș, mai este. N-aș merge. Acei 13 ani și 8 luni, ți se părea o pedeapsă normală sau prea sincer, mică? Pentru... Sincer. O pedeapsă mică. Dar totuși am zis că rămân la aprecierea instanței și totuși am zis, măi, a dat ceva. Adică totuși sunt 13 ani. Nu mai punem și 8 luni. Am zis, bă, atât au considerat, totuși e ceva, cu toate că e o pedeapsă mică. Peste 13 ani, Marius Iorgulescu își poate reface viața, își poate face...